În acel timp, venind în părțile Cezareii lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii săi zicând: Cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei i-au spus: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie sau alții Ieremia sau unul dintre profeți. El le-a spus: dar voi cine spuneți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis: Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus, luând cuvântul, a spus: Fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți zic, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. Iubiți credincioși, pentru copiii și tinerii care merg la școală, când aud de catedră, nu prea este neapărat întotdeauna un motiv de bucurie, că acolo trebuie să înveți, acolo trebuie să dai examene, acolo trebuie să te formezi, catedra de la școală. Catedra adică scaunul pe care stă cel care învață, scaunul profesorului. Și în această catedrală, care vine tot de la catedră, avem o catedră, este catedra episcopului. Catedra adică acel scaun pe care se așează de fiecare dată episcopul atunci când celebrează, atunci când învață. Astăzi celebrăm sărbătoarea Catedra Sfântului Apostol Petru. Este o sărbătoare veche, o sărbătoare care este dinaintea anului 1054, când s-a produs această scindare în trupul lui Hristos, această ruptură. O sărbătoare care ne amintește de faptul că Iisus a întemeiat biserica sa pe temelia de nezdruncinat a credinței pe care a mărturisit-o Petru și pe care am ascultat-o în Evanghelia de astăzi. Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Aceasta este esența credinței noastre. Iisus Hristos este Domnul. Acesta este nucleul învățăturii noastre. Iisus Hristos este Domnul. Și cei care vin, știu, la biserică și vor să învețe ceva că Iisus Hristos nu este Domnul, n-au numerit locul potrivit. Adică, de la catedra lui Petru, asta se învață. Iisus Hristos este Mântuitorul întregii omeniri. Sigur, pentru cei care doresc, pentru cei care nu doresc, există și cealaltă parte pe care însuși Mântuitorul o spune. Cine spun oamenii că este Fiul omului? O întrebare pe care am ascultat-o de mai multe ori în cadrul celebrărilor liturgice, o întrebare pe care am ascultat-o și în Evanghelia de astăzi. De multe ori, atunci când se vorbește despre Iisus, se vorbește așa într-un mod apos, adică Iisus, da, Iisus Fiul lui Dumnezeu, dar e același Dumnezeu la care se închină și unii și alții. Iisus este... Nu-i vorba despre acel Iisus despre care vorbește lumea în felul acesta. Nu acela este Iisusul pe care ne l-a trimis Tatăl Ceresc pentru mântuirea noastră. Iisus, Mântuitorul nostru, este Domnul. Este unicul Fiu al lui Dumnezeu care a venit în lume pentru mântuirea noastră. Nu putem spune că există mai mulți Dumnezei sau
că există mai multe fețe ale lui Dumnezeu, că este un Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, mai este un alt Dumnezeu nu știu de care și un alt Dumnezeu nu știu de care, astfel că toți avem loc pe pământ și toți avem loc și în cer. Și sărbătoarea de astăzi ne învață că unicul Dumnezeu este Dumnezeul cel adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar cei care vin la biserică, asta învață în primul rând. Și de acolo pleacă toată teologia, de acolo pleacă toată învățătura noastră de credință. Iubiți credincioși, atunci când venim la biserică, nu venim să-L învățăm pe Dumnezeu ceva. Nu venim de asta. Ci venim noi să fim învățați de către Dumnezeu prin urmașii apostolilor, prin episcopi, și apoi prin cuvântul lui Dumnezeu, prin preoți care predică și așa mai departe. Adică și biserica este un loc în care noi învățăm, trebuie să ne lăsăm formați. Că de prea multe ori oamenii vin cu catedra lor de acasă la biserică. Adică vin cu catedra lor, cu învățătura lor, așa cum li se pare lor că este Dumnezeu, că ești un pic așa, un pic și așa, mai luăm și de la unii și de la alții câte ceva și un fel de nu ești dintr-o ăsta catolic, să-i spun așa, care nu are nimic de a face cu învățătura noastră. Să cerem Domnului biscădincioși harul ca a noastră credință să fie întotdeauna cu referire la învățătura pe care Hristos ne-a lăsat-o și i-a încredințat-o Sfântului Apostol Petru și celorlalți ucenici, pentru ca să ne transmită nealterată și plină de viață. Să nu se sperie cineva când va vedea câte un creștin căzând din credința sa, adică, știu, abandonând credința, să nu se sperie, că nu vine sfârșitul lumii atunci, poate este un moment de încercare, dar Iisus ne spune, îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Adică biserica nu va fi biruită de căderea unuia sau altuia sau de dezamăgirea unuia sau altuia, pentru că nu noi oamenii suntem proprietarii, ghilimele, bisericii, ci Hristos este Cel care a întemeiat biserica și o conduce prin Duhul Sfânt. Și acum aș continua cu o întrebare la care ar fi bine să ne gândim mai mult. Cât de mult ne rugăm noi pentru biserică? Cât de mult ne rugăm noi pentru urmașul Sfântului Petru, pentru Sfântul Părinte Papa, acum este Sfântul Părinte Papa Francisc? Cât de mult ne rugăm pentru episcopii noștri? Și apoi mai cobor un pic și cât de mult vă rugați pentru mine ca preot și pentru ceilalți preoți? E o întrebare care trebuie să vină măcar din când în când în inima și în viața noastră de credință, cât de mult ne rugăm noi pentru biserica pe care Hristos a întemeiat-o ca să fie o călăuză, să fie un staul în care noi să ne simțim bine și să călătorim frumos spre veșnicia fericită. În prima lectură pe care am ascultat-o astăzi din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru, ne găsim acest îndemn pe care însuși Petru îl adresează păstorilor. Păstoriți turma lui Dumnezeu care v-a fost încredințată, supraveghind-o nu cu silă, ci de bunăvoie. Într-adevăr, Iisus, păstorul cel bun, își alege alți păstori care să conducă turma sa de bunăvoie. Adică să nu îi silească să facă anumite lucruri, ci de bunăvoie, pentru că Iisus este păstorul cel bun. Iisus nu obligă pe nimeni, Iisus cheamă întotdeauna, dorește ca toți oamenii să se mântuiască, dar Iisus nu poate să oblige pe nimeni, nu se opune nimănui libertății sale. Să cerem Domnului biscredincioși ca Sfântul Părinte, Papa, urmașul Sfântului Apostol Petru, să ne conducă așa ca un păstor bun și colaboratorii Sfântului Părinte, care sunt ceilalți episcopi,
care sunt preoții, urmașii apostolilor, episcopii și preoții, colaboratorii episcopilor, să ne dea Domnul astfel de persoane care să ne conducă într-un mod frumos, adică în ei să-L vedem pe păstorul cel bun, care pe de-o parte ne conduce spre pășuni verzi, așa cum am ascultat în psalmul responsorial de astăzi, pe de altă parte ne învață cum să mergem spre acele pășuni și ne învață să distingem iarba cea bună de iarba otrăvitoare. Lăudați să fie Iisus Hristos!